În clipul de astăzi o să reacționăm la primele mele clipuri de pe YouTube ever. O să vedem exact începutul, o să mă apuce cringioala, mamă, deja văd pe ecran, mă apucă deja cringioala la clipurile astea. Știu că probabil chiar dacă mă urmăriți de o săptămână, de o lună, de un an, foarte puțini dintre voi probabil au intrat să vadă primele clipuri. Mai devreme pe Discord cineva a lăsat link de la video ăsta, primul meu clip. Bineînțeles, n-a avut titlul ăsta primul meu clip, nu mai știu ce titlu a avut, dar l-am schimbat eu acum foarte mult timp, dar acum 7 ani de zile, și o să ne uităm la 2-3 clipuri, o să ne ia puțin cringe-ul, dar mi se pare o idee interesantă, mi-a venit așa pe moment când am văzut că a început toată lumea să râdă acolo pe Discord și am făcut și eu Caterinca puțin de clipul respectiv, dar bineînțeles, înainte să înceapă clipul, lăsați și voi acolo câte un like, ajută enorm de mult la algoritm, bineînțeles un comentariu cu ce părere ați avut de clip purile astea, dar la final. Și of course, dacă ești nou, sper că nu ți-am făcut o impresie proastă. Atâta tot. Probabil o să mai vorbesc un pic, nu știu, peltic sau ceva. Abia am terminat. Hai că abia am terminat. Era 8 dimineața, ești nebun. Am făcut live de vreo 10 ore și după am mai stat și eu 5 ore așa pe spate. Iar acum am zis, înainte să mă culc, e perfect să filmăm un clip. Aveam alt clip programat pentru astăzi, dar am zis că clipul ăsta e top of the top. Hai să începem, boi, să ne uităm la primul clip. Mamă, cât de văd cap acolo. Aveam 37 farm în 23 de minute. Atenție, 37 farm în 23 de minute. Într-adevăr, aveam 12-8. Merge, bun. Hai să ne uităm. Mamă, avea muzică, mă. Mamă, hai să... Cred că opresc asta. Nu știu exact dacă e cu copyright sau nu muzica respectivă. Mi se mișca 80 de FPS-uri, dar... Mi se mișca jalele rău de tot. Ok? Hai, te mai fiere, ce faci? Mă, uite, mi se vedea un capul! Mi se vedea doar capul! Ok? Era și cu Mazilu, cred că, în meciul ăsta. Sătărul John era un băiat, eu nu-s cucu, ziceam noi că așa avea numele de familie, era un coleg de-al nostru de liceu. Mamă, vezi că aici am dat un slow motion! Ia vezi editing, pot take my... Mă! Și mie mi s-a părut insane faza asta, vă realizați că mie mi se părea... Ca să înțelegeți la ce nivel se juca atunci. Deci să înțelegeți... Mr. Mike, ce au? Mamă, ăsta e Adi, mă! Adi, la fel, te pup, Adi, nu știu dacă te uiți la clipul ăsta. Și cred că Mazilu era undeva pe tot. Asta a fost tot? Mamă, Take My Fury and Olga Lord. Boys, mamă, așa se numea Mazilu înainte. Quai, follow pe Twitch. Știi că mi-amintesc că am luat template-ul ăsta. Mi se pare insane cum am făcut noi aici. Wow. Și mai e ceva? Mi se pare că mai e ceva. Da, mai e ceva la final. Mamă, și eram... Păi, dar nu mă vedeam! Eram efectiv... Mamă, cum arăta Victoriu. Un mic tutorial pentru Renekton. Da, cumva dacă nu știați, m-am jucat Renekton foarte mult timp eu. Cu asta am devenit popular. Cu asta m-am remarcat acolo puțin pe Twitch, adică la aia 20 de viewers pe care i-aveam. Dar hai să vedem întâi comentariile. Vreau să văd comentariile. Of course, de ce a început YouTube să recomande clipul ăsta? Da, m-a început YouTube să recomande clipul ăsta la lume random. Uite, lumea de acum 4 ani, a evoluat destul de binjor, acum 4 ani, acum 7 luni. Da, începuse la un moment dat YouTube-ul să recomande clipul ăsta la toată lumea. De ce am asta la recomandate? Bine să vă recomand. A început clipul să recomande, deci n-avem niciun comentariu din perioada aia. Hai să vedem aici, un mic tutorial pe Renekton. Hai să vedem ce a pus fratele vostru în descriere. Acest mic ghid pentru Renekton se adresează jucătorilor de Silver Bronze. Mamă, vă dați seama ce standard aveam atunci? Cred că eram Gold, sau nu, cred că Platin eram. Dacă doriți să fac un tutorial pe larg, explicând tot ce aștept descrierea în comentarii. Ok, bun. Surpriză plăcută să-mi văd campionul preferat prezentat de un român. Ține-o tot așa. Înțeagă să-ți arăți dumneavoastră și masterul. Bun, bine, eu ce am răspuns? Mersi, lucrez la un tutorial mai avansat, dar sigur te aștept pe stream și dacă eu vorbim acolo, acum mă pun la somn să frânt. Mamă, ce de-astea aveam cu aia. Păi, vezi, dai fight. Mamă, hai să le dăm inimioare, poate le apare că le-a dat cineva inimioare și revin oamenii ăștia de acum 6 ani pe canal înapoi. Mulțumesc, foarte util. Mi-a fost util, nu pot să cred că... Vrem tutorial în 2000... Nu pot să cred, nu pot să cred așa ceva. Te aștept la video. Nu pot. Cineva e destul de fain pentru primul tău clip. Mulțumesc, dacă...
Voi avea public, bineînțeles că mă voi perfecționa. Ia vezi, mă. Hai să vedem, hai să vedem tutorialul meu. Hai să vedem dacă pot să mă învăț pe mine, eu cel din trecut, pe mine, Renekton, acum. Bine v-am găsit la primul meu tutorial. Mamă, cum se aude! Tutorial. În acest video voi prezenta campionul Renekton. Un campion ușor de jucat și foarte strong. Dar zici că citesc după pancardă? De ce e atât de strong? Pentru că la nivelul 3... Ia vezi editing. 69 damage pe Q, 199 damage pe W, dacă ia vezi? Simt W-ul cu furie, așa cum o să vă arăt mai târziu. Plus, m-am mânecat, să moară mama, m-am mânecat. Dacă îl folosim de două ori pe aceeași, pe aceeași țintă, plus 110 true damage de la Ignite, ai avea un damage imens. Având deci un damage uriaș în early, acesta îți asigură victoria garantată. Creier eu! Am pus toate alea acolo aici de put. Deci am pus toate astea. 69 de damage de la ăla, 199 plus 50 dacă e ăla, 110 plus 110 true damage de la Igne. Nu știu. Băi, mi-era greu, mă, să calculez și eu, să zic și eu la final ca să par inteligent până la final. Da, deci acestea vă asigură un damage mare. Nu pot să cred așa ceva, cu un damage mare. Având deci un damage uriaș în early, acesta îți asigură victoria garantată. În match, joc contra lui Timo, campion cunoscut după... Coaie, voi vă dați seama că eu am devenit streamer Star Stop Recording, ăsta YouTuber Star Stop Recording. By the way, curând vor veni și clipuri pe care o să le edităm și așa mai departe, dar trebuie să mă fac cu, trebuie să vă cum rezolv cu timpul. Și atunci, stăteam și editez, ia vezi. După imensa lui capacitate de a te enerva la maxim. Nu este o problemă pentru Renekton. Tot ce trebuie să facem este să așteptăm să-și dea blindul pe noi, apoi putem intra online folosind deul să ajungem all la in. All in. Plus Q-ul, plus Ignite-ul și în ultimul rând E-ul. M-am încurcat, aveam emoții, mă, săracul de mine. Ok, și-am folosit blindul. Ok, take my fury. Bă, dar e cam baste. Chiar dacă n-am folosit W-ul cu furie, în acel caz nu era nevoie pentru că Timo deja era scăzut la viață. Aici și lucrurile devin un pic ciudate. Vrând să mă duc în bază, Timo habar n-am ce a vrut să facă și a venit să se bată cu mine în minionii mei la nivel 3. Am așteptat doar să mi se ducă blindul, i-am dat W cu furie maximă de 2 ori EU și mi-a trebuit să dau un flash în basic, iar kill-ul a venit imediat. Deja am 2-0, așa că am un avantaj foarte mare pe linie. Ne ducem în spate. Ia uite cum las linia, ferească sfânt. N-aveam niciun talent. Avem de ales între două iteme. Eu mi-am luat Tiamat pentru că vreau să fac Hydra, deoarece am un start bun. În caz că sunteți versus un... Coi, dar vezi că mă chinuiam să-mi bat pula. Care ajungeți mai greu la el, la timpul mai ajungi cum mai ajungi. Dar Gnar are aceea... Coi, mă jur, m-aș uita. Poate să scape de tine foarte repede. Ei bine... Coi, m-aș uita la clipul ăsta acum, adică gen... Îți dă și heal în plus, îți dă viață în plus, îți dă puțină mobilitate și astfel poți ajunge la el... cu viața întreagă. Mă, dar plec, că ce fac acolo? Aici Timo se întoarce pe linie, iar eu încerc un trade cu double E, W, Q, Hydra, pardon, Tiamat, iar apoi Q, E. Bă, vedeți că clipul ăsta e tare. Dar cred că ăsta e singurul clip tare. Acum urmează câteva faze din streamul de pe 11-12-2015. De ce dracu am pus titlul ăsta? Mamă, ia uitați-vă aici! Followeri! Stați că, puțin, că nu știu cum să fac să dispară asta. Așa, lăsăm pe mut că văd că e pus doar asta așa. Stați că nu știu cum să... 1460 de followeri în 2000 giveaway. Followeri tu 42, vezi că eram on rampage! Vezi că începea lumea să intre simple, uite-mă, te pun, mă, simple, 60 de euro. Omul meu, simple, așa cum am luat, mi se pare că mi-a adunat în total vreo 200 de euro banii cu care am luat camera asta, cu care filmez și acum, ca să înțelegeți. Gen, camera asta cu care filmez acum e luată din banii din stream, primele mele streamuri. Mamă, dar vezi că făceam followeri, ești nebun, 50-60 de followeri pe zi.
70, vezi că a trecut, a trecut primul meci și gata. Bă, dar vezi că îi băteam pe ăștia cu aia. În fine, câteva faze de pe stream. Tare că luam faze de pe stream. Dar uite câte vizualizări are, 2200. Ia cinci comentarii aici. Fain după... Cred că n-ave face Thunderlord. Mamă, Thunderlord, ești nebun. Voi nu știu ce să... Și custom-urile, haide, domnul. Cum se numește melodia? Le dă la toți inimioare, că poate și amintesc de noi, ia uite. Bam, 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 bam. Asta zic. Mamă, melodia alea, no copyright. Ia uite, follower today 50. Mamă, ce spărgeam. Mamă, Trindamer e nebun. E nebun Trindamer ăsta. Și acum mă duceam iar. Bam. Mamă, mi-a dat flash. Pă, bă, astea nu scringe, că n-am avut, adică nu e. Dar... este Resident Evil Top vs. Strandl. Diamond Elo. Ce, mă? Clipul e... Ok, deci toți sunt Diamond Elo. 5 în afară de mine, gata. E pixelat, că nu pot să văd. Renemenul tău. Ok, deci toți sunt Diamond 5. Deci absolut toți sunt Diamond 5 în afară de mine, gata, sunt platinum. Deci toată echipa. Mamă, ce fericit eram că-ți dai, mă, 5. Ăștia. Ia. Ce facem aici? 100 de followers today! Băi, vezi, zici că eram... Uite, mă, simple, 270 de euro, v-am zis eu, mă. Aia, el a fost și Dănuții, băiatul ăsta. A fost singurele mele donații ever de pe Twitch, dacă mi-amintesc bine. Și cu banii am luat camera și uite, acum camera mai bine. Mamă. Și am câștigat aici, eu? Ia să vedem. Am avut 12-2, 11, că voi nu vedeți. 12-2 am avut un Diamond. Bă, vedeți că te mai fi jucat atunci. Mamă, dar păcat. Păcat că nu văd. Nu văd câte lăpuri am dat pentru că e pixelat în ultimul hal. Bun, hai să vedem următorul. Diamond. Ok. Tecmai Fury, omul meu, a pus un clip și după aia a pus următorul clip HD cu okay. Aia. Deci, ok, acum putem să vedem asta. Cât luam cât luam din asta. Deja un stage un pic. Plus 30. Am luat plus 30 în platină 1. Nu știu ce era contul ăsta. What? Plus 30 am luat în platină 1, ești nebun la cap. Mamă, dar vezi că i-am spart, mă. Mamă, ce bine jucam. Bravo, mă, dar ce față de feciori în ofensivă avem. Redditon vs. Jace Diamond 2, mă. E varianta HD? Da, mă. Ia uite ce concentrat eram. Ia și cât am luat aici. Am intrat la promo de Diamond. Mamă, vezi, mă, dar acum 6 ani, mă, intrați la promo de Diamond. Hecarim Jungle sezonul 7. Peciu și Easy Gang. Mamă, ia vezi, mă, că mă jucam Hecarim de atunci. Deci să nu vă aud cu aia, că am fost primul player de Hecarim, da? Deci să nu vă aud. Dar uite, stream-uri, ce făceam eu pe stream-uri? Vai, nu știu unde o să ducă clipul ăsta. Momentan n-am murit de cringioală, doar de la primul clip. Momentan n-am murit de cringioală, dar efectiv reacționam la toate astea. Smurf time, gol 5, da, seama că și atunci se făcea niște smurfing. Ești nebun, uite, băiatul meu aici, durasă, îmi dat drumul la live. Acum o să fac stream, rucăm smurf în platină. Mamă, vă începe cu... Get wrecked in the top lane by Renek. Ia să pune și unele de-astea, dar cum am... Nu înțeleg. Doamne, dar cum auzeam. Bă, uitați-vă la mine, chat! Uitați-vă la mine, coie! Nu prea a jucat de redactor. Uitați-vă la mine! Am terminat, am ajuns cu smartphone gol 5. Atunci l-am jucat. Hai, top, please.
Aveam căștile lui Tyler One. Ia, eram răcit, mă, săracul de mine. Și dacă vreți Rise, eu zic că... Am câștigat, mă? Unde avem 48. 20. Am avut 43, n-am avut ce să fac. Interesant, interesant. Făceam montaje. Live League of Legends Road to Diamond. Cum să revii după 5 de conectat 5 minute? Hei, salut tuturor și bine v-am găsit la... Coaie, de ce mă auzeam așa? Ce microfon aveam? Un nou video. Pentru cei care nu mă știu, am făcut stream din sezonul 4 până în sezonul 5. Am fost Diamond în ambele sezoane, însă în sezonul 6 nu am mai jucat deloc. Și acum chiar n-am timp să fac stream zi de zi. Așa că am zis să fac câte un video de genul, poate două pe zi, în care pur și simplu joc. Nu mai arată aici. Două secunde. Sezonul 4 Silver. Eu am zis tocmai că am fost de... Mamă, coaie, dar atunci vă mințeam. Vezi că am avut în sânge asta de păcăli copiii pe YouTube, ești nebun. Cu meci și pe flex. Bă, am avut eu nici nu mai, mă jur că nu mai mi-am amintesc. A, în sezonul 4 am avut... Jucat eu pe al compat, că era cu Las Ronin sau ceva. Habar n-am. Habar n-am. Sunt mai încerc că... Mai nervează. Nu s-a uitat nimic. Pentru că oricum continuă. M-am omorât. Când mi-a... Ai număr de dat și încerc să repornesc. Dar eu... Nu, de ce? Ok. Și îmi revin. 0-2 aveam. 0-2 în continuare. Ok. 1-2. 1-2, dar m-a cărat echipa. 1-2 am avut. Nu. Niște split push. 3-4. E un pic. 3-5. 3-6. Și Kled nu s-a fidat, pentru că n-a avut. Cum să revii? Dar ce? Cum adică cum să revii? Că n-am mai revenit. Mă, ce dracu clipuri avea, mă, mâncat buste de Yasuo. Ia. Ia vezi, mă, ce montaje făceam. OTP, ia vezi. Mam. Ce dracu făceam, coaie? Da, nu știu, back in business, smurf. Smurf in gold, silver. Bă, dar eu mereu am smurfat, toată viața mea am smurfat, mă. Final de smurf. Final de smurf. Da, nu știu ce... În afară de primul clip ăsta, văd că făceam eu treabă, nu știu exact ce făceam eu aici. După aia am început cu live-urile și asta a fost începutul meu. Acum 7 ani am postat, 6 ani, după un an de zile, după 2 ani de zile am început să fac live-uri pe YouTube. Și bronze to gold. Ia, mă jucam Katarina. Și fac o nouă serie, bronze to gold. Pentru că... Sincer, și eu vreau să învăț mid lane, să joc, pentru că ăsta e singurul rol pe care nu știu juca și pot să învăț așa. Singurul rol pe care nu știu juca, uite bă, dracu de aici. Listen place. Hashtag random video. Ăsta eram eu? Ia ce am făcut eu cu Listen. Take my fury din 2017. Coaie, ia vezi ce-i jucat Take my fury. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Ce-i jucat Take my fury, nu pot să cred. Bă, mă surprind plăcut pe mine și după aici am știut că e timpul să mă apuc de YouTube. Aici.
A făcut 15.000 de vizualizări, a făcut la vremea respectivă vreo 10.000. Ia uitați-o. La un nou video, top 5 campioni cu care pot scăra. Top 5 campioni cu care... Aveam 521 de abonați. Îmi cer scuze pentru microfon, după am văzut care setările... Da, hai că setările era, nu că era microfon de 2 lei. Episodul 2 curând. Bă, aici... Efectiv, știu că stăteam la facultate, a fost în prima an de facultate chestia asta și vedeam cum cresc, am făcut 1500 de vizualizări, eram, mamă, nu pot să cred așa ceva. După am făcut asta cu Akali, care a făcut și asta foarte multe vizualizări și după am început să fac, tot felul de la. Ia uite, bă, cum eram acolo, mă, ce fericit eram. 3-0 cu Akali, aveam 3-0. Aveam 3-0. 22-1! Cum fac să vedeți? Uitați! 22-1 aveam! Bă, ce dădeam! Live în fiecare zi, hashtag ziua 1, niciodată nu m-am ținut de astea. Bă, am făcut în fiecare zi aproape. Azi arătăm cum să cari cu adichieri în 2K17, fotos. Da, boys, cam astea au fost clipurile, nu știu dacă mă mai uit pe aici, găsesc și eu, mai uitați-vă, mai uitați-vă și voi și poate găsiți niște tâmpene pe aici pe acolo. Ăsta cu Hecarim, l-am văzut pe ăsta, are 6 like-uri, n-a comentat nimeni, ești de bun, nimeni n-a comentat, mă jucam Hecarim, eu, și că chiar m-am jucat Hecarim destul de mult, vorbeam cu Holy Diver mai devreme înainte să încep să filmez și zic că, da, că așa te știam, ca și jucător de Hecarim. Poți să fiu al dracu. Și aparent, da, mă, până 2016, în 18 decembrie 2016, eu mă jucam Hecarim. Easy gang, easy clear, easy win giveaway la 1000 de subscriberi. Și scriam în engleză, română, engleză. Deci să nu mă mai hate-uiți că vorbesc română, engleză. Așa eram și atunci și pe vremea aia. Doamne. Nu știu ce a ieșit în clipul ăsta. Practic a fost doar o reacție a mea la ce am fost eu atunci și ce am putut să devin. E interesant. Am o grămadă de amintiri. Probabil o să le vorbim pe live-uri. Poate le vorbim pe live-uri chestiile astea. Am o grămadă de amintiri cu începutul meu și de-astea. Fără titlu, mamă, fără titlu, ești nebun, eram badass ceva, mă jucam Tindamera, Kali, am avut super multe amintiri, mamă. Uite, live vreo 1800 de vizualizări, stai, 2000, live de 6, mamă, făceam live-uri de 6 ore chat, făceam, făcut 168 de like-uri. Am plecat de la PC. Am plecat de la piși. Ia uite ce de aia de sub aveam. Ia uite banana. Nu mai pot. New sub alert. Mamă, ce mândru eram, cred, da? Procesor nou. Săracul de mine. Asta nu înțeleg toți când le-am zis. Ia. Yeah. Așa. Merge dar să-i pătim? Da, merge dacă să-i. Mi-a dat și mie bărbița. Pentru că altfel nu o să pot să fac round-ul pe bot. Și mi-am revenit meci ăsta? 3-3? 8-7? Mars, am pierdut meciul, mă. Jucam două cu Hecarim. Ce pot să zic, chat? Mi-e doar de... Vremurile alea. Rank 771 Akali. Mamă, eram nebun după rankuri. Ia uite. Rank 880 Akali. Mamă, ce nebun eram. Că mă uitam la rankurile alea și... Mamă, ce fericit eram că aveam niște rankuri, niște chestii. Take my fury live. Păi n-ai, mă. Road to Diamond Fury. Mamă, pusesem ăla de la Fury și nu știam eu că ce există. Mamă, ia vedeți thumbnail-urile astea nebune. Cum să faci setări pe un PC low? Salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou video. Băi, după cum va... Dacă mai aud vocea aia autistă o singură dată, cred că închid clipul. Gata, oricum îl închidem.
Ăsta a fost clipul, boys. Lăsați-mi părerile voastre în comentarii. Cum vi se părea Old Fury? Da, sunt niște chestii amuzante, dar în același timp sunt, când mă uit așa în spate, mi se pare live-uri de 8 ore, uitați-vă și voi, live-uri de 8 ore, 5 ore și mă bucur că în sfârșit am revenit un pic la treabă, atât, o singură chestie și gata, vă las. Gen, vorbeam tot la fel cu Holiday și mi-aminteam că, hai să punem scena full. Că efectiv la turneul național sezonul 3, a fost undeva, nu știu, 2016, 2017, nu știu exact când a fost. Nu, cred că a fost 2019, oare? Cred că pe acolo. În fine, și știu că era Iceman Lucky cu Zombilău, comentau parcă. I-a fost prima producție mare, așa, ceva wow pentru România. Eram, am fost acolo în public și mă uitam la ei și eram wow, știi, gen mamă ce tare cu ei să comentezi acolo pe scenă, să te audă și restul. Și uite-ne câțiva ani mai târziu, nu trebuie să vă mai zic, dar poate cei care nu știu, am comentat la toate competițiile sau majoritatea competițiilor din România de League of Legends. Am fost pe toate scenele extraordinare făcute de băieții ăștia de Digital Crusade și n-am stat nici măcar o singură clipă să mă gândesc. N-am stat nici măcar o singură clipă să mă gândesc că băiatul ăla de atunci să se gândea la, de fapt să uita la oamenii ăia și să gândea că wow, cum ar fi să ajung și eu într-o zi așa să am oameni pe stream, să fiu acolo în centrul atenției, să comentez eu meciuri și chestii de genul ăla. Și de fapt băiatul care, dacă vorbeau două persoane în același timp cu el, gen, efectiv nu mai aveam ce să zic, eram, adică mă emoționam în ultimul hal. A ajuns să fac asta, dar pe lângă chestia asta vreau să vă mulțumesc vouă, celor care vă uitați, nu știu cine a ajuns până aici la partea asta de clip, dar partea asta clip în timp. Vreau să vă mulțumesc vouă, celor care vă uitați, pentru că fără voi, sincer, n-aș fi putut să fac nimic din tot ce am făcut. Într-adevăr, mă țin eu de treabă să fac clipuri, să fac live-uri, să fac tot felul de chestii, dar dacă nu e nimeni acolo să le vadă, e cam degeaba, știi ce zic? Așa că fiți acolo în fiecare seară pe live la ora 8 și cam asta a fost reacțiile mele la Old Fury. Nu știu dacă v-a plăcut clipul, lăsați în comentarii acolo. A fost un clip mai așa, mai diferit, mai altceva. Nu, clipul ăsta n-a fost făcut pentru vizualizare, a fost făcut doar pentru voi, comunitatea mea, oamenii care mă urmăresc zi de zi. Și sincer m-am bucurat că l-am făcut. V-am zis, sunt obosit și vorbesc tâmpeni. Așa că, ia boys. Clipul e postat undeva la ora 3, cel mai probabil, așa că în câteva ore, la ora 8 fix, ne auzim pe stream și acolo să vorbim mai multe. Vă pup și vă mulțumesc enorm de mult pentru câte mi-ați dat. Chiar dacă, gen, voi nu înțelegeți, chiar dacă, bă, nu trebuie să ai nici membru, nimic, dacă ești acolo, înțelegi, pe stream și ai dat și măcar un like și ești acolo, par un film, mai spui și o vorbă bună când, dacă mai zici și o vorbă bună când avem vreun meci prost, ești deja abonatul perfect, ești deja efectiv abonatul perfect. Ne auzim la ora 8 pe live și o să vină niște clipuri extraordinare pentru voi, pentru că m-a motivat un pic când am făcut clipul ăsta și o să vedeți ceva frumos curând. Vă pup, pa, pa!